Da. Vor să mă compar. Dar nu sunt state de proprietate, nu sunt în posesie, 3 ani de zile, și după care se transformă în proprietate. Pe extravilan nu se vor face niciun posesie. Pe extravilan se vor respecta... Fiecare proprietate pe care o deține, speranța comunului localității, unde se face gratuit. Așa se intablează gratuit. Deci nu vă costă niciun bani. Și înțeleg că și la dezbaterea succesiunii veți beneficia de acea gratuitate. Da? Și este în termen de 2 ani de la finalizarea lucrărilor, vă puteți adresa Camerei Notarilor pentru dezbaterea succesiunii în baza protocolului încheiat de agenție și Uniunea Notară. Plătește tot statul... De statul suportat de cheltuieli. Veți cunoaște foarte bine limitele de proprietate, care vor reflecta realitatea din teren. Și tot e baza realității din teren, care primează și care se constată în momentul vizitei echipei de cadastru, atributele proprietății tale, suprafața terenului, categorie de folosință ale parcelelor, suprafața construcției, destinația construcției, regimul de înălțime al construcțiilor, se pot modifica, iar noile valori vor fi înscrise în cartea funciară. Altfel spus, actualizează toate informațiile din teren. Pentru că dumneavoastră, sau parte dintre dumneavoastră, ați mai construit multe alte lucruri, cu sau fără, de care nu mai vorbim bine, da? În momentul de față, se actualizează și le veți regăsi în actul final care înseamnă extrasul de carte funciară. Exact în situația și care se află la momentul la care noi discutăm, la care se face măsurătoarea. Nu mai vorbesc de localitatea de Comuna Orbeni, care poate accesa mai multe fonduri în vederea investițiilor publice. Și cum spuneam, veți face succesiunea gratuit după finalizarea lucrării de cadastru general. Beneficia și de lucrul ăsta care se pare că e un mare avantaj. Că vedeți dumneavoastră ce costuri implică. În momentul când îți faci un titlu de proprietate, că mulți ați mai fost vorbiți din situația asta, plătești schița, du-te la notar, plătești o grămadă de bani, timpul pe aduce și așa mai departe. Multe dintre lucrurile astea se pot realiza și rezolva la nivel de primărie Orbeni, împreună cu echipa care va lucra. Dacă permiteți să ne prezentăm și noi, peste aici putați să reprezentăm echipa pe legea de proiect, împreună cu colegul meu, Chiriu Daniel, coordonator zona de noi, împreună cu echipa de la București, o să ne ocupăm practic de lucrările de cadastru general la dumneavoastră în comună. După cum spunea și domnul primar și domnul director, este o lucrare extrem de benefică pentru dumneavoastră. În primul rând, pentru faptul în sine de a face carte funciară gratuită pentru fiecare teren pe care îl dețineți, atât în zona din intravilan cât și pe extravilan, cât și în ceea ce privește succesiunile care vor fi vor putea fi gratuite la notar. În cadrul întâlnirii de astăzi, eu aș prefera să avem o discuție interactivă. Dumneavoastră să ridicați probleme, noi să încercăm să răspundem la ele și să vă dăm soluții. Așa cred că vom înțelege cu toții mult mai bine ceea ce vom face noi aici. Așa că aștept la dumneavoastră întrebările și va fi mult mai interactiv așa. Spuneți-vă! Aș dori să mulțumesc domnului primar pentru faptul că dorește să introducă legalitatea în comuna noastră fără a mai ieși discuții, scandal și amenințări cu moartea. Cazul meu personal vreau să-l expun și mă interesează dacă poate fi rezolvat într-un fel sau altul. Eu am cumpărat niște pământ pe bază de proces verbal, pentru că fostul proprietar care a decedat, a decedat. Nu avea titlu de proprietate. Terenul l-ați cumpărat în intravilan sau în extravilan? În extravilan e terenul cumpărat. L-ați cumpărat în baza unei chitanțe de mână? Da, cu martorii. Culmea că martorii au murit. Doar e valoare juridică chitanța de mână, din păcate. Păi și noi ce facem? Asta e întrebarea. Noi ce facem? Acum, cineva s-a pus proprietar pe terenul, pe o treime din porțiunea aia, spunând, tot profitând de faptul că nu este titlul de proprietate și așa nu mă controlează nimeni. Dacă nu este titlul de proprietate emis pe numele altuia, se va înscrie oate provizoriu. Pentru că la momentul acesta, nefiind emis titlul de proprietate, rămâne terenul la dispoziția comisiei locale. În condițiile în care ar fi avut titlul vânzătorul dumneavoastră, am fi respectat, se vor respecta acolo unde există actele de proprietate. S-ar fi înscris titlul de proprietate, urmând ca dumneavoastră ulterior. În punerea în posesie, doamna director, apare titularul. Apare titularul.
Când vorbim de punere în posesie, punere în posesie putem face acolo unde teren este împărat și doar în zona din Travian. În zona de extravilan, cum aveți cazul dumneavoastră, cel mai probabil va rămâne o rezervă a primăriei, în care 3 ani de zile rămâne scris provizor. Primăria nu este terenul primăriei, nu-l vinde, nu-l transacționează. Care este textul de lege? Acolo unde nu se cunoaște deținătorul, nu se cunoaște proprietarul terenului, rămâne la... La primărie. La primărie. Urmând la... Consider că nu e vorbit la Albanești. Așa spune legea. Păi dacă dumneavoastră nu aveți liste de proprietate... Dar nu e vorbit. Adică, dumneavoastră ne puniți în situația ca noi iarăși să facem... Domnule, haideți să facem niște înțelegeri ca să amăzut fiecare cu ce vă facă. Acolo, punerea în posesie, apare un titular, care astăzi este decedat. Da. Cred că doar punerea în posesie, nu acum ce înțeleg exact dacă vă zic toată are și titlul de proprietate. Că dacă are titlul de proprietate, scrie. E clară treaba, dar noi discutăm dar nu să ținem cont și din punerea în posesie și în situațiile în care apare scrierea de proprietate, să apară Andronic sau de la cel care a cumpărat, nu primărie. O să apară Andronic și eu ca să câștig Haideți ca să vorbim pentru toată lumea, că mai sunt în situația asta. Deci toți cei care au cumpărat cu chitanță de mână teren, de la diversi moștenitori, proprietari sau ce-au mai cumpărat acolo, în această lucrare vor apărea tot titulare. După care își vor dezbate succesiunea sau dacă rămân... Deci extracte de carte funciară sunt documentele premergătoare emitere titlul de proprietate. În momentul în care va fi emis titlul de proprietate, va fi emis pe numele celor care a fost proprietar, pe care s-a validat lucrarea, baluzându-ne pe ceea ce precizează în legile fondului funciar, după care, dacă se mai mult moștenitor, vor merge cu dumneavoastră la notar, și vor finaliza acțiunea de vânzare, cumpărare, sau dacă este doar un singur titularul de drept, la fel cu el veți merge și veți finaliza lucrarea. Deci chitanțele de mână sunt doar așa, o înțelegere scrisă, dar care totuși trebuie să aibă o finalitate. Și finalitatea nu poți să o aibă în baza acestei lucrări, ci în baza prezenței dumneavoastră la notarul public care se ocupă de treaba asta. Și dacă titularul nu mai trăiește? Vă vezi că are moștenitor, are ceva în urmă, nu știu exact. Și dacă nu are nimic moștenitor? Dacă nu are nimic, ar rămâne, cum a spus și doamna director, la nivel de... cu titlul de rezervă pe UAT urme, până când 2-3 ani de zile, când precizează legiuitorul, după care rămâne proprietar cel care deține terenul în momentul de față. Noi dacă plătim din câțiva ani... Noi nu suntem nici comisie de legea 18, nici în stanță de legătate. Noi care am cumpărat, acum avem niște bani, scrie la comisie. Asta e comisie, că nimeni nu vă duceți nici la acest moment în instanță, dar noi nu finalizăm aceste zdelci să le transformăm în proprietate. Este o lucrare tehnică. Deci se fac doar măsurători. Și vreau să vă spun, e că noi nu rezolvăm litigii acum. Noi doar le notăm. Doar? Noi avem calitatea de a rezolva litigii. Fiecare se va discuta în momentul potrivit, fiecare caz cu caz. Să vorbim pe rând ca să înțelegem. Stați-mi, haideți să avem o discuție. Haideți să nu se înțeleagă greșit. Ia să începe. Fiecare cu vorbim. Domnul, vreau să întreb pe domnul dacă a finalizat. Nu am finalizat. Vreau să vă mai pun o întrebare. Nu trebuie să scrii la cuvântul. Are șanse să fie titlul fie situația creată. Deci dumneavoastră, domnule primar, aveți reprezentat la Parlament, deputați și senatori, așa, și nu se poate întreba în Parlament ce posibilitate există cu odată cu demarare de dumneavoastră, fiecare caz va fi firește notat și dus către soluționare. O să vedeți de la caz la caz. Trebuie să lucra terenul și în funcție de situația din teren se vor rezolva și probleme locale. Deci nu trebuie să vă împarte, dacă nu rămân nimic în proprietatea primăriei. Se înțelege foarte bine. Fiecare proprietar va fi deținut de cei care dețin. Am ceva. M-am interesat și eu am vorbit cu domnul primar, dar vorbesc cu dumneavoastră. Și eu sunt ca și domnișan, cumpărat, sunt două bucăți, mă interesează în câmp. Am cumpărat două bucăți de domnul care sunt de mine acolo. Și mi s-a spus de câte un prieten, care o ținut că are frate jurist, dacă are persoanele titlul de proprietate, mai am o șansă. Da, va ieși cartea funciară, da? Va ieși pe titlul de proprietate dacă nu ești. Și-a zis că să vin la primărie și la domnul primar sau la jurist sau cine vei, să pune o afișă pe geam la primărie, 70 de zile. Asta e... Nu știu unde să mă duc. Unde să mă duc?
aia e procedura legală care vrea să finalizați acțiunea de vânzare cumpărat. E un termen legal de afișare. Și se pune dosar la direcția agricolă. După termen, după ce expiră termenul, se poate face vânzare. Și nu uite să vă lucrați. De ce nu de aici o dată? Preauză. Veniți la primărie la noi. Da? Cu titlul de copii, după titlul de proprietate. Înțelegeți, pregătiți să faceți vânzarea, cumpărarea, vedeți și urmați pașii legali care trebuie. Da, și să fac acte când se face să trec. Trebuie să titularul dreptului de proprietate. Dar trebuie făcut întâi schițele astea de care vor rămâne. Și ți-am spus și mai da, băi, știți și eu ce am de făcut. Noi întâi facem schițele, facem trebuie. Ne-am votat să arătăm o secundă, că eu doar mulțumesc. Așa, altceva, domnul primar, când se face măsurătoarea în față la Grajduri? Vă vom anunța. Vă vom anunța la momentul potrivit. Așa, puneți afișul. Afișul mai mare, de la mic așa, eu m-am dus de vot 10 ori la magazin. Nu mi-o țărit în vot. Ca la când se pune colul, să-i pune vot. O să o să facem așa, și repede o să vă sară voi. Bine, dacă nu lăsăm un număr de telefon să ne măsurați, acum numai, de data asta nu mai scăpați, am dus vă 10 în comisie acolo. Avem tot interesul să rezolvăm problema. Acolo am pune de posesc și pământ, pauză și eu plătesc. Ne-ați votat. De 5 ani de zile numai acolo. Lucrarea asta nu mai e care de întors. Se vor rezolva multe din nemulțumirile astea. Bun. Eu plec că am zis să mă duc la cineva. Bun, am rezolvat. O șocor să știu. Deci e vorba de inflabilitate. Casă, da? În urma decesului tatălui în 94, nu am dezbătut la unui moștenitor. Mama mai fiind încă în viață, la vârsta de 94 de ani. Și la data construcției casei, deci acel rol care plănuiesc că toată lumea are, se făcea la prin primărie. Doar acel act îl avea. Am o întrebare. Deci, în cazul în care vrem să facem acte, e de indicat să facem pe numele mamei, trebuie să dezbatem actul de moștenitor sau pe numele nostru, fiind doi copii moștenitori? Aveți autorizație pentru casă și pentru acte la momentul ăsta, cum vedeți, de moarte. Deci, e doar acel rol. E un titlu de proprietate atât? Da. Care era un rol la, cel, la acea dată, pe 70 și ceva. A, deci nu a ieșit. Nu este nimic. Așa se făcea atunci. Deci nu aici am de proprietate, nu aveți absolut niciun act. De, în cazul acesta, într-o zonă din capital, noi putem este să... Împrejuit. Este împrejuit? Da. Da. Noi putem să facem o punere posesii, cu ajutorul primăriei, se scoate onorul fiscal de la primărie, împreună cu mantelul dumneavoastră. Ideea este pe numele mamei, care are 94 de ani, sau pe facem numele... posesia, se merge pe... pe numele celui care stăpânește, deci, nu mai are treabă de funcție. Pe numele mamei mai românești, mai exact. Mai poate de nimic. Noi credeam că era mai avantajos să facem pe numele primăriei. Păi ca să faceți pe numele defunctului tată, nu aveți cum. Nu are rost. Da, pe numele mamei se poate. Da. Păi dacă stăpânește și este acolo, e clar că va fi. Da, ne-am dat seama. Mulțumesc frumos. De română și bine ați venit. Eu am o problemă deosebită, așa și vă pun niște întrebări. Nu vă supărați, nu? De ce se ține cont de... Poftim? De roluri sau de titluri de proprietate? De actul pe care l-am venit. De proprietate. Totul de titluri de proprietate, spune, nu? Totul la titlul de proprietate când s-a făcut, s-a făcut pe bază de șmicherii, nu? Asta... Nu se ține cont de rolul, nu? Rolul care avem moștenirea, se dezmoștenește, nu se poate dezmoștenirea. Nu se ține cont de actul de proprietate, pentru că știm foarte bine că aceste lucruri au fost multe din ele declarative și s-a declarat mai puțin pentru a se plăti impozit și mai puțin. Da, dar nu să se păstreze rolul care... Cu această ocazie, cu ocazia măsurătorilor efectuate, la primărie se vor schimba și rolul agricol și rolul fiscal, vor fi luate... Vorbim de intravela, nu? Da, și în extravela, nu... Da, nu, vreau să spun, mai fost cu extravela.
cu ingravelat, nu? Nu se, nu se ține cont de rolul care, adică titlul, pe ce s-a făcut? În intravilan se va ține cont... Intravilan. Da, din intravilan se va ține cont de suprafața împrejmuită, realitatea de interes. Da, domnule, ok, dar da, după ce s-a făcut titlul? Pe titlul s-a făcut acum, adică... Nu... Dumneavoastră, aveți mai mult teren în curte decât pe titlul? Nu, s-a pus stăpân altul care a venit așa din ce? Aveți teren împrejmuit? În curte? Nu, vecinii, da, am avut casă, ca vecinii am. De o suprafață de teren neîmprejmuită, da, unde a avut un conflict. Există o hotărâre judecătorească acolo, dacă nu greșesc. Deci o hotărâre judecătorească în favoarea, mă rog, unuia sau altuia, pe care îl pune oarecare dificultate. Domnul primar, un pic. Păi, vom ține cont și de hotărârile judecătorești. Stați un pic, doamna director. Asta nu intră într-un tipar, este un caz special și trebuie discutat în față. Cum v-am spus și mai devreme, cazurile astea particulare vor fi dezbătute atunci când ajungem în situația la terenul în discuție. În discuție. Exact. Păi, eu mă ajute pentru că este foarte greu ca dumneavoastră să înțeleagă ceva ce am fără documentul. Mă judec extravelat. Mă judec din 2009. Am câștigat la parchet. Ce trebuie să înțelegeți? Trebuie pus la dispoziția oamenilor orice act pe care îl aveți. Aveți nu numai titlul de proprietate, aveți partaj făcut, aveți certificat de moștenitor, hotărâri judecătorești, toate actele. Toate actele nu va fi în concordanță cu realitatea. Păi n-am venit să știm, dar vreau să vezi doar titlul și să acum, doamna directoare, dumneavoastră, ziceți, veniți să faceți o regularitate aici. Știți cum s-a în țara asta s-a făcut, cum s-a făcut toate treburile astea? Să știi, nu? Noi din care a fost, dacă n-a fost, s-a pus, care au avut bani, au luat, care au făcut o drept. Și s-a făcut titlul de proprietate. Titlul de proprietate, normal era, să se facă după rolurile, dacă era domnii domn, să lua după titlul... Trebuie să ne judecăm, înseamnă că... Nu rezolvăm problemele la legea 18, pentru că sunteți nemulțumiți de punerea în posesie sau de suprafața din legea. Nu legea 18. Așa, asta vedeți. Iar dacă dumneavoastră, dacă este o hotărâre instanță, am prezentat la... Da, dacă este o hotărâre definitivă și... Ne-am atâta sară. Când am ajuns în zona, unde sunt probleme, și acolo cu conflictul care l-ai la loc, și pe partea de intravilan în sat, o să fii invitat aici cu toate documentele cu aici și discutăm atunci problema și găsești o soluție. Deci vreau să știți din capul locului, doamna director. Cred că dumneavoastră sunt mai bine ca mine. La nivel de comuna Orbea sunt un procent destul de mic, mă refer la titlurile eliberate, atât în tratat cât și în extravilan. Ăsta e motivul pentru care oamenii ar trebui să înțeleagă că toate documentele pe care le faceți sunt premergătoare emiterii titlului de proprietate. Toate de pământurile care le dețineți, de la părinți, de la cine le mai aveți dumneavoastră, veți obține acel extras de carte funciară pe fiecare bucățică în parte, pe numele titularului de drept, motiv pentru care, după ce adunăm toate datele astea, se vor face parcurs de pași pentru emiterea titlului de proprietate. Revin, deci asta este clar ideea. Cele spuse anterior, nu rezolvăm problema la legilor proprietății, dar ajutăm, pentru că în momentul în care vom finaliza lucrarea și vom ști toate suprafețele de teren și comisia locală va ști ce are la dispoziție, corect, va fi pasul următor să finalizeze procedura de retrocedare. Când corect, vom ști exact unde și ce terenul mai sunt la dispoziție. Și poate că acel extras care va ieși cu OAT înscris provizoriu, că așa îi spune legea, pentru acest cadastru sistematic, este pasul premergător finalizării legii 18. Corect. Noi trebuie să ajungem în situația ca, în momentul în care se fac măsurătoare, să fie cât mai puține suprafețe de teren cu atent dreptul lor. Important e ca dumneavoastră, când se fac măsurători în diverse tablare, în intravilan sau la pădure, să fiți prezent cu informații, cu documente, ca să ne ajutați să fiți încadrate corect, dumneavoastră. Că asta e interesul nostru. De asta v-am rugat să veniți aici. Sunt un milion de probleme care seamănă sau nu seamănă una cu alta. Dar vreau să înțelegeți din capul locului că noi suntem aici și dumneavoastră și lucrarea asta se va face în favoarea dumneavoastră. La urmă, când iasă lucrarea, nu trebuie să ajungem în situația în care să vedem dacă dumneavoastră puteți urmări acel plan parcelar care înseamnă că suprafeții foarte mari de documente și nu cred că fiecare nu știe unde se localizează. E bine că în momentul când s-a făcut tablaua, vă invităm
E nevoie fizic, mergem în teren, e nevoie aici de documente, ca în momentul când se închide tarlau să știu că acolo nu mai sunt probleme. Adică luăm punctual fiecare bucățică în parte. Corect. Nu discutăm, nici la general, nu discutăm, băi, vină, tati Maria, vezi că, uite, pe holul de la primărie este o hartă cu 100.000 de linii, care nici noi nu le înțelegem, care cât de cât mai lucrăm cu ele, dar aminte dumneavoastră. Noi cum am finalizat? Deci vreau să plecați de aici, înțelegi, că ceea ce se face, se face pentru dumneavoastră, nu potriva dumneavoastră. Că vă ajută, și legislația vă ajută, și ceea ce se întâmplă aici, e despre folosul dumneavoastră. Nu vom opri actele de proprietate în original. Se vor face copii și vor... Se vor scana, se vor pune în aplicațiile care deci sunt. Deci nu vă cere nimeni, nu vă ia actele de proprietate, nu le cere nimeni din original. Vor fi scanate, vor fi făcute copii. Firma prestatoare va avea un angajat la primărie. Vom avea un colaborator aici în zonă. Deja domnul primar ne-a recomandat pe cineva și discuțiile foarte avansate. E un om care o să poarte legătura cu dumneavoastră, o să fie omul de legătură între, o să fie nevoie într-o tara. Ce o să zic, la Maria Alpatrici, bă, mi-e doar ducea pe Maria Alpatrici, pe Popa Ion, Popa Vasile, Popa nu știu care mai fi acolo. Veniți, discutăm caz cu caz, găsim soluția ca să plecați liniștiți acasă. Corect, așa de. Dar altfel n-avem cum să o soluționăm. Ăsta este motivul pentru care am apelat pe toate posibilitățile să vă adunăm un pic ca să plecați de aici lămuriți. Că mai sunt, vă garantez, vor mai fi și nemulțumiți. Dar nemulțumiți să fie aceia care au stăpânit terenul fără niciun drept și care l-au luat pe diverse metode și la vremea potrivită. Că vă asigur că sunt și știți foarte bine și dumneavoastră lucrul ăsta. Corect, corect. Vom face tot posibilul ca omul care e îndreptățit să beneficieze de lucrarea asta să nu precedeze amănătite. Corect. Dar mai sunt unii care mai trebuie să înțeleagă, să fie bucuroși că nu i-au deranjat nimeni până acum, că au stăpânit terenul cum le-au stăpânit și cu titlul de proprietate, că sunt printre noi care s-au grăbit să obțină titlul de proprietate. Legea asta astăzi îi avantajează, dar de drept și de fapt ei n-au nici căutat. Corect. Și ne vom întâlni cu ei. În instanță, că singura soluție ca să putem anula acel titlul de proprietate este instanța de judecată. Și vă asigur că vor fi și astfel de cazuri. Pentru că încântar vor fi cei care vor avea și dreptate. Pentru că sunt registrele agricole care ne luminează, ne ajută, cât de cât, chiar dacă sunt incomplete, sunt declarații dumneavoastră de vecinătate, cu unul și cu altul trebuie să fiți cât mai corect, sunt alte documente care ne ajută să luăm o decizie clară, ca lucrarea să iasă bună. Este o lucrare tehnică. Oamenii de aici nu stabilesc din punct de vedere juridic dacă unul sau altul are dreptate într-un conflict sau altul se soluționă. Nu se soluționează lucrurile astea. E bine să știți lucrurile astea. Oamenii măsoară, reașează într-un fel sau altul tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe zona asta de fond funciar. Atât în extravila, cât și în intravila. Dar este cinste, cum a spus, dar... Păi cinstea nu zic la dumneavoastră, nu poate să fie. Noi lucrăm cu materialul clientului, da? Noi lucrăm cu informațiile care le primim de la dumneavoastră. Informații care înseamnă declarate, acte, și eu știu ce Dumnezeu mai avea. În esență, scopul principal al proiectului este să exemplifice și să scoate la suprafață realitatea din astăzi, realitatea din momentul ăsta. Și să rezolvăm atât cât putem din punct de vedere legal. Dar principalul scop este să reflectăm realitatea. Corect. Și de acolo pornim atât noi, atât dumneavoastră, cât și primăria, cu colectări de taxe. De asta am spus. Cu reparații și așa mai departe. Dumneavoastră sunteți cei mai importanți în toată povestea asta, că dacă ne ajutați cu informații corecte, lucrarea iese corect. Nu pot să spun că iese 100%. Aș fi absolut să spun. Vor mai fi și de mulțumit. Dar în mare parte trebuie să iasă corect. Pentru că v-am mai spus, plecăm din alții, lucrarea rămâne cum rămâne, nu mai știi nimic ce s-a întâmplat acolo până preia. Ce facem azi sfânt? Și avem garanție, avem timp la dispoziție ca într-un an, doi de zile, dacă ne-a ajutat Dumnezeu să fie treaba bună, să închidă lucrarea asta și să ne întâlnim cu toții bucuroși în condițiile în care am făcut un lucru bun, spre folosul dumneavoastră. Asta este rostul nostru și asta e rostul întâlnirii. Că v-am mai spus un lucru și vă repet, lucrarea este obligatoriu a să faci. Deci finanțarea este asigurată, contractul este semnat, oamenii s-au apucat de treabă, deja s-au apucat de treabă, colectând informații de la OCPI, de la primărie, diversitate și mai departe. Urmând fizic să se întâmple în perioada următoare, să ne apucăm și de celelalte lucruri care au rămas de făcut ca și parte de urmat. Suntem în prima etapă a contractului. Exact.
Lucrarea este de cursă lungă, care v-am spus, durează cel puțin un an, doi. Așa, este timp, este adevărul cu fiecare parte, pe fiecare tarla, pe fiecare, la fiecare poartă de om acolo unde este cazul. Și în pădure la fel. Și acolo sunt mari probleme. Cum? De când s-a început? Vă vom anunța. De exemplu, domnul primar. De exemplu, bunicul meu a renectat că pentru la legea 18 și mai multe parcele. De-am plasat la diferit. Cineva din această comună are un titlu de proprietar la legea 1 și primăria comunilor urbeni l-a adus la mine la legea 18. Cum este această problemă? Corect, nu-i corect. Numai că nu este corect, nu? Nu-i corect. Și el taie până vine în pădure și acum zilele astea? Deci, punerea în posesie rămâne ca și bază de informație, corect. Iar titlul, acele titluri, sper să nu greșesc, vreau să mă corectați, care sunt întocmite greșit, vor fi corectate. Da. Deci titlurile, chiar dacă, ce spuneam mai devreme. Problema că el are un titlu, nu contează. De la legea 1, și el nu-i pus acolo, să duc unde voi pus el. Gheorghiță, ascultă-le. Corectul la deci, așa place, bravo. Deci ascultă un pic și ca să înțeleagă toată lumea. Ce spuneam mai devreme? Că sunt titluri făcute și sunt greșite parcele sau la... Domnule primar, dar bucură că mă imarc în pădurea mea și el tare și o cumpăr doi ani. Asta e problema ce ceea ce mai important. Primăria comunilor, l-a pus acolo cu el. Fără nimic, fără nimic, un titlu pe care nu este la legea 8, la legea 1. Gheorghiță, e prima dată că au subiectul ăsta, nu știu dacă... Am pus atunci de voastră cu Câțiva ani și m-am spus, mi-a dat spunerea în posesie. Noi am pus la dispoziție ce am avut ca să putem lămuri treaba la momentul ăla. Dar și când s-a făcut la legea 1, cred că oculul Silviu a fost mai implicat decât primăria toată povestea. Acest om rămas prin afară, pământul lui, bucate de pădure, luat-o socrul lui, el, mă rog, nu mai știu exact cum s-a întâmplat, a fost în comisie făcut și el, a făcut o cerere și primăria comună, i-a livrat un titlu pe numele lui. Deci n-avea acum în 47, când s-a luat pădurea și el continuă să-l încinzeze, să-i dea numele lui. Corect. Dar acum titlul va fi corect. Și ea, da, nu mai avea un să ducă, că are pus pe la echipa. Și când pune rătărea cu fata mea. Nu-i, avea nu cum titlul nu e corect. Păi nu normal. El taie acolo cu așa copaci mari, ca e titlul, nu un titlu. Modificările de titlu, de numere de tablaje, de numere de parcele, se vor face mult mai ușor ca față de până acum, în cadrul proiectului acestuia. Vom face doar o simplă mențiune în cartea funciară, nu trebuie să mai mergeți la... Deci, Gheorghiță, problema se rezolvă. Eu nu înțeleg cum inginerul, tot domnul Bucur, e marcă dacă are un titlu la legea 1, ce caută la legea 18. Ați încercat să ia anulați titlul? Eu am arătat, nu am un instanță, nu am posibilitatea să mă sunt instanță. Dar era, domnule, când vine păzurarul și marcă, documentul, da? Când vezi că nu e în poziția aia, dar la nu e acolo, trosorul nu e acolo, cum se face acolo? Eu cred că ar trebui făcut un înscris către Ocolo Silvic, s-a spus să țină cont de amănuntul ăsta ca să-i blochezi din marcat. La urmă, apoi se clarifică situația. Păi cum trebuie să am cu pădurea cu apă, nu mai mare. Cred, nu știu. Dar vreau să spunem așa din... Nu să discutăm. Pădurea am zis că este un subiect sensibil. Este că la pădure nu știu dacă se eliberați 10% din urmă din proprietate. Nu știu dacă se eliberați. Eliminate de-a față. Am mărtitura. Dar nu s-o dat în momentul de față, când o ajunge... O dat unde o vrut, eu opriți. Când se va ajunge în situația să facem măsurători și să pune la punct ceea ce înseamnă tot vegetație forestieră, titlurile din proprietate care sunt greșit completate, vor fi corectate, iar în punerea posesiei vor apărea oamenii care sunt de bună credință și au stăpânit terenurile și le vor stăpâni în continuare, iar titlul se va duce acolo unde va fi el poziționat. Deci să nu se înțeleagă ce spuneam mai devreme că cei care dețin titlul din proprietate le-au luat cum le-au luat, unii din bună credință, nu contest, dar sunt jurii care s-au grăbit și le-au luat, care aveau ceva de acoperit, vor fi... Dar primăria nu putea să elibereze un titlu cuiva care nu i-a luat unul lui. Hai să-ți mai spun un lucru. S-a luat pădurile 47 și el sunt 50. Cum poți să-i dai ceva unul că nu i-a luat nimic? S-au făcut multe nele. Nu se poate așa ceva, e greșit. Deci, ce are eliberat acolo? Așa că... Dar nu știu, că nu-l arată. E nimic, el vine acolo și stai. S-au văzut terenuri pe față de chitanță prin
Gheorghiță, haideți că nu vreau să mă disculp sau să-ți spun altceva. De când am preluat în 2006, nu s-a eliberat nici un titlu de proprietate la pădure, când am avut documentație. Deci nu mă simt vinovat în povestea asta. Mă simt în schimb vinovat când poate, în ideea că nu are reușit să o soluționăm. Atât doar. Dar de data asta problema se găsește soluția. E momentul când trebuie să rezolvăm. Aici nu am comună vorbim. Hai să nu vorbim cu toții la un loc, că nu ne înțelegem. Nu s-a dat pământul când s-a dat prima dată și nu comună cu catalog. Nu s-a dat pământul. Ei închidea și plecat. Eu am fost acolo. Hai, unul pe mine, nu mai vorbim despre dumneavoastră, nu-i mai înțeleg de urmă. Nu vorbim. Dacă mai zic o întrebă de la dumneavoastră. Sau de lămurit. Pe care vin, adică vreau să plecați de aici totuși lămuriți, că scopul care este, este să facem oarecum lumină toată prezentarea. E o problemă care mă interesează pe tot. Și pe cei prezenți aici, și pe cei care sunt prezenți. Eu am o întrebare. Dacă s-au ajuns la un consens din părțirii pe roluri la fiecare frate, în parte, după ce se termină toate măsurătoarele, se poate face cu baza rolului care plătim impozite pe fiecare parcel, fiecare cum împărțit. Nu, trebuie să mergeți la notar să vă fac o parte. Da, da, nu tot din partea primăriei trebuie să ne dea cum a făcut primăriei. Vă fac extrasele de carte funciară și alte documente pe care se duceară notar și vă duce și faceți acel partaj voluntar, sau cum se cheamă el. Nu s-au ajuns la concluzia, băi, tu ai aici, tu ai aici. Asta e valabil când vă înțelegeți. Partajul voluntar este acel document care rezultă în momentul înțelegerii dintre cei 3, 4, 7, 4, 5, 6, 7, 8. Dacă ați vrea să faceți un plătiți, plătiți și să faceți schimb. Și beneficiați gratuit de treaba asta. Deci luați extrasele carte funciară, vedeți ce mai cere notar, cu adeverință de punere în poziție, confirmare că plătiți taxe și impozite pe suprafețele care sunt acolo, vă spuneți doamna de actele de stare civilă și vă faceți acel partaj voluntar. Noi înainte de partaj o să găsim un corp. După ce se termină toată treaba din măsurători și din astea, beneficiez cum ar veni tata și mama, are titlul de proprietate. În momentul ăla, după ce plătim, avem fiecare rolul nostru. Mergem la notar. Acolo cu înțelegeți dumneavoastră. Asta după ce se finalizează lucrarea de cadastru și când o să începe să elibereze acele extrase de carte funciară. Încă o dată spun, de-aia este important să ne ajutați. Ca atunci când îți iasă extrasul de carte funciară să fie ceea ce de fapt dorești să iasă. Că dacă apar contestații la final de lucrare, sau se termină lucrarea, unele lucruri o să observi, alte lucruri o să observi și o să apară situația când vi se cere documente. Și ai să vezi că documentul ăla nu confirmă realitatea. Lucrarea deja receptată și închisă. Nu știu dacă mai e prea mult de făcut atunci decât la ușa instanței de judecată. Și nu vreau să ajungem acolo. Vă rog. Așa, eu am învățat cu la copiii pământuși. Am făcut la observatul eu. În cazul de mie, pe numele ei, cum pot să-i dau eu la un copil ca să trec pe numele lui, că nu are moștenitor, nu are pe nimeni, adică ca să... Aveți titlul de proprietate după aceea bunică, aveți titlul de proprietate? Da, am titlul de proprietate pe numele bunicii. După ce se finalizează lucrarea, merge sau notar să vă facă succesiunea pe dumneavoastră sau pe moștenitor, și după aceea să faceți contract de vânzare la notar pe copii. Deci îi trebuie să luăm, că ce schimb poți să dai pe numele bunicii. Asta nu are importanță dacă îi trebuie. Proprietate. Da. Și dacă actul este pe numele bunicii, așa va ieși și extrasul de carte funciară conform actului. Și atunci trebuie avut atenție, grijă, ca acel titlu de proprietate să fie corelat cu ceea ce se găsește de fapt pe extrasul de carte funciară. Adică datele se corespundă. Da. În caz contract, se va corecta titlul de proprietate și atunci când veți merge la notar, să mergeți cu datele complete. Da. Beneficiați de lucrul ăsta. Să-i dau eu, să-i vând eu, sau cum? Nu, nu. Să faceți pasul final. Adică să... Sub acea succesiune. Păi dacă vin numele meu, cum? Faceți succesiunea și moștenitorii care vă poate identificați în certificatul de moștenitor. Pentru că nu are moștenitori, nu are moștenitori. Să ia anexa 24 de la noi, de la primărie, să va trece acolo în anexa aceea moștenitorii pe care dumneavoastră îi declarați, cu titlul de proprietate, pe extrasul de carte funciară, cu schița de pe suprafața respectivă și cu... Adeverințele de la primărie, că plătesc taxe și impozite, mergeți la notar și vor rezolva problema fără început. Și totul se face gratuit. Trebuie să rețineți lucrul ăsta. Singurile acte de proprietate în baza acestor. Deci trebuie obligatoriu. Doar moștenirea este scutită. Dacă vreți să faceți vânzări sau... Aia e altă treabă. Dar succesiunile sunt scutite. Trebuie să înțelegem că vrem, nu vrem, unul dintre drumurile
Unde trebuie să clarificăm noi treaba este totuși notarul. Dar la notar nu puteți ajunge decât după ce finalizăm noi tot ce vorbim, despre ce vorbim aici. Actele de proprietate. Să fac exacte de carte funciară, fac măsurători, reduc acele exacte de carte funciară, să-mi dovedește titlul de proprietate pentru cei care nu au și după care mai departe. În cazul dacă mai avut alt copii, bunica. Da. Și copiii nu mai sunt nicăieri, ești morți, toți. Păi nu-i trece, nu aveți cum treceți morți. Trece doar ce e în viață. Nu, că nu mai are. Deci nu-i avea, nu trece, spuneați și trece. Asta este și mentul. Da. Dar lucrurile astea le vom discuta când să ajunge în faza asta, dar mai e drumul acolo, când se eliberează acea anexă 24, atunci îți voi informații de astea. Cine mai este, cine nu mai este. Noi vorbim, dar să începem. Problema este cea mai arzătoare să terminăm treaba asta cum trebuie. După care fiecare problemă va găsi rezolvare ei. Înțelegeți? Aș vrea de suflet să recepționați mesajele noastre, că o să vină omul care reprezintă unde Daniel. Ridică de picioare. Daniel. El este omul care va colabora cu firma și cu dumneavoastră, unul dintre oameni, la care se mai da oameni de la vreda primării pe care cunoaște. Daniel Dumitrulcheanu este angajat de către firma care se ocupe de măsurătoare respective și el e cel care va bate la poarta dumneavoastră cu firma, cu omul de la primărie și vor solicita fie documente, fie accesul în curte, fie nu știu ce Dumnezeu alte documente, alte relații, da? Iar când vom fi nevoie să mergem în teren, e bine să veniți și în teren. Să răspundeți chemările, să nu spuneți că iar aveți reculeți la struguri sau că mă duc nu știu unii. Că dacă veniți și șopătează lucrarea și nu iasă treaba cum trebuie, o să avem discuții neplăcute cu adrăm. Cum vă vizionare acum? Noi încercăm să rezolvăm cât putem. V-am mai spus, există, vor fi și nemulțumit. Dar sper să fie cât mai puțin. Păi aia care a făcut greșit, nu zic, nu vine la ședință. Dar care are nevoie, vine, trebuie. Trebuie să urcească alții pentru ei, ca să beneficieze ei, ei să stea prieteni cu dumneavoastră. Adică nu ești de zice că nici certă. Aia e greșit. Am făcut foarte complet. Am făcut ca noastră la casă, la pământ, cu fost unii și să spune pe tipul de proprietate am zis să vină atunci, adică când îți plecat de la Bacău, acum și nu mai... Nu s-a mai soluționat, nu spune nimic. Dacă sunt la Comisia Județeană și n-am primit nici solicitări de clarificări, să, probabil să lucrează, să lucreze. Ce să spun mai mult de atât? Aș vrea să mă mai spun niște lucruri pe care dumneavoastră trebuie să le aveți în vedere. Că în situația în care o informație din cartea funciară actuală nu corespund, cei care aveți cărți funciare, nu corespund rezultatelor din teren, proprietarii din vechile cărți nu pot fi preluați în mod direct în noile cărți funciare. Executatul lucrărilor va face ajustările care se impun în funcție de specificul situației. Astfel, spre exemplu, procedura include norme privind situațiile în care proprietarii înscriși sunt decedați și nu s-a emis certificat de moștenitor, posesorul terenului este un cumpărător de la proprietarul înscris sau pur și simplu posesorul nu are acte de proprietate pe teren, măsurătorii nu corespund cu situația din acte și așa mai departe. De asemenea, dacă este important de reținut faptul că înscrierea construcțiilor în cartea funciară în procesul de înregistrare sistematică nu împiedică autoritățile, mă rog, să aplice legea, dar nu-i cazul nostru acum, nu discutăm asta. Să le reglementăm din mers, fără să fie niciun fel de problemă asupra nimănui. Să vor scoate la suprafață acum tot ceea ce nu s-a făcut de-a lungul timpului. Iar în cazul în care nu este identificat niciun proprietar și o bucățică de teren, niciun posesor sau un deținător legal al respectivului imobil, atunci dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea OATI. Deci când găsești un teren, o casă, ceva, unii nu are niciun pe nimeni care să revenge ce bucățica aia, abia atunci, dar tot cu rezervă, nu definitiv. Ca după aia OATI-ul să caute până la urmă, să găsească pe cineva care să leagă de proprietatea respectivă. Păi când a fost vechea măsurarei, actă rămasă casa 8 luni. De cine a fost la primăria actului? Întreabă preotul de la Comunii cu unii pădurele. Eu s-o zic, omul care a fost la măsurare, că încă mai trăiește. Ce să-ți răspund la întrebarea asta? Dacă lucrurile au fost cum au fost la vremea. Nici legiuitorul n-a fost suficient de clar în tot ce înseamnă aplicarea acestor legi de fond funcțional. Ca să caut pădurea au lăsat la îndemână. Ca să se duce lui jumătate de zilă la păsta lui, ca să nu el în care e clar. Păi ce, că el păruind? Iorghiță, în momentul de fapt, sper să lucrurile astea să rămână ca un moment urât în viața comunității, iar ceea ce o să întâmple de azi încolo, sper să facă lumină și să uităm din lucrurile alea. Domnule, cu pădurile, ca să fim ce zic, că eu sunt mai iertat așa o leacă,
am apucat, era mic care zicea că tata să nu tata. După aia s-o luat de stat și ăsta altul răspunde. Gata, îți fiind clar. Dom'le, dacă am vii aici și am pădure, pământ, am păduri, dincolo este iarăși păduri, hai să zic că da, e terenul meu. Dar acolo pădurea care este păduri, cum a fost a statului toată viața? Fii clar. Nu mai este, e când nu s-au dus acolo cine au fost între ei, s-au lăsat, s-au luat pământul. Cât de ușor s-au luat și cât de greu s-au dat apoi. Și cum s-au dat pădurile, domn primar, dacă știți? Pădurile s-au dat așa, numai pe pământul de la jătărie și de pe corp. Ai avut un hectar de pământ la jătărie, ai avut 2 hectare de pădure, s-au dat la. Așa era păierii, așa era. Asta nu m-a rezolvat dumneavoastră, niciodată. Și nici nu se rezolvă. Cu pădurile nu. Noi vorbim cu cei ce unii te duci, unii tragi, unii dorm, nu? Dacă a ajuns să-ți iei, să-ți dea afară din casă, s-o văzut și la televizor. Da, vă dau bătrâna afară din casă din 90 de ani, auzi că nu e ei. Cum am zis și eu sunt? Mă dat afară de unde am trăit, că nu e a mie. Nu e cazul la urmă. Cazul s-o dat în media, domnul primar, s-o dat la televizor treaba asta, care nu mai văzut. Și ca atare nu poate rezolva nimic. Lumea asta se întâmplă multe lucruri. Noi vreau să punem accent pe ceea ce avem de făcut la urmă, pe ceea ce trebuie să colaborăm între noi, să comunicăm între noi. Sigur că da. Dar astea nu reușim. Orbenii au fost adică prima comună din țară care s-au făcut treburile astea, încurcăturile astea. Dacă participăm cu toți, avem o șansă de reușită. Dacă nu, nu reușim. Domnul primar, de ce? Aveți ce scurt așa, nu? De ce nu iese dificultăți ca în Orbeni? Acolo iese și fără nu sunt așa cum să este. Ca să vină, dar lucrurile astea. O să aflăm acolo și într-o oră, două, o să ajungem și acolo și o să auzim. Doamne, să vorbim, să ținem tot, cât mai repede. Așa ar fi, din când e revolta, dacă ne mărește pensia de noi, o mai mări pensia, a lăsat, doamne, să trebuie. Haideți un pic așa, haideți să ne vedem la noi. Dacă dintre dumneavoastră mai sunt care vor să mai... Noi cred că a fost suficient de clar. Intenția noastră este să pună la punct toate datele, toate informațiile care le avem, ca la urmă lucrarea să se iasă cum trebuie. Deci tot ce înseamnă 5.000 și ceva de hectare cât are comuna Orbeni, își va găsi în perioada asta de un an, 2 de zile, deținătorul, proprietarul sau titularul de drept. Nu o să rămână nicio bucățică de teren, că trebuie să ne închidem pe toată comuna, da? Ăsta e contractul și astea sunt obligații și este obligatoriu ca fiecare bucățică de teren să aibă, cum v-am spus, un nume, un prenume, un număr de carte funciară, vecinătăți și alte date tehnice care trebuie să mai cumplită ca să poată finaliza treaba. Și nu are să beneficieze comuna, dumneavoastră, primarul să rezolve și gata. Nu este pământul. Eu n-am să pot sigur niciodată să fac nimic dacă nu mă ajutați. E bine, că ce facem asta? Că dacă sunteți corecți cu informațiile care le dați, sunteți corecți cu documentele, să răspundeți invitațiilor, că are nevoie echipa de dumneavoastră, nu poate să iasă decât bine. Asta zic și... Că dacă vă găsesc treabă sau ăla nu vine, el altul nu știu ce treabă mai are, nu răspundeți, nu deschideți poarta. Când trebuie să facă oameni treaba care au de făcut, lucrurile nu duc în direcția care trebuie. Deci, prezența dumneavoastră astăzi aici este, ca să numim noi așa mai tard, o campanie de informare. Noi vă informăm cu ceea ce este de făcut în perioada asta. Dumneavoastră trebuie să preluați datele de la noi, ca și informații. O să vină echipa, o să măsoare, o să fiu prezent, că o să mă cheme, să fim toți cu, ca să-i spunem mai pe românești, cu urechile ciulite. O să încercăm să anunțăm prin toate căile de comunicare, să ajungă informații la dumneavoastră. O să fie oameni de legătură între primărie, firma care va lucra și dumneavoastră, cu condiția să veniți, să aduceți documentele, o să fie un birou permanent aici, o să lucrezi odată cu, ăsta, programul de la primărie. Corect, domnule. Și știți că așa atunci când faci plăcinte, ce pui, aia e mănânci. Dacă pui lucruri bune... Poftiți? Pădurile oamenilor care au fost înainte. Până în pădurea statului, sus. Da, da, da. Le-au luat toate. Așa au fost. Regulile, asta e situația. Acum fiecare o să încercăm să-i așezăm pe cât posibil ca toată lumea să-și intre în drepturi cu acte în regulă, atâta cât se poate. Înțelegeți? Veta, spune-i tu ceva. Domnul primar, eu am cumpărat casa de la Trebiță Părtică din 95. Și printr-o chitanță am cumpărat casa. N-am decât plătesc la primărie din... Deci o să fiți dumneavoastră trecut din funcțiară ca să faceți mai clar.
Există titlul de proprietate a celui care a cumpărat? Nu știu, dar de aici, la acolo, dar mai e de acolo. Deci nu vei fi trecut acolo, ca familia voastră. Familia voastră, da? Deci toată lumea, de exemplu, să facă măsura în fața greapă, să facă verificări, o să chemăm oameni care au fața greapă, pe deal, pe sat, pe lupa, pe unii vreți voi. Vor fi, veți fi invitați, veți fi chemați ca să ne ajutați, să-i ajutați, ca să vă pună în ordine. Corect, corect. Că dacă nu veniți și scăpătează unul sau altul, are o problemă, știți că locul e. Nu are nevoie. Noi trebuie să mergem fizic la terasă. Da. În momentul de față se fac cu ajutorul dronei, o să rezulte niște hărți foarte mari, o să fie pus aici colegul Daniel, o să fie prezent, o să puteți veni să vă identificați teren. Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă mulțumesc și vreau să aveți încredere că ceea ce vreau să facem este în folosul dumneavoastră. Cu singura condiție, să ne ajutați. Da, sigur, fără că dacă nu ne ajutați, nu se poate. Eu n-am de unde să știu și nici dumneavoastră, nici doamna director și nici ceilalți membri din echipa de lucru, unde și cum îți poziționați fiecare. Zic, părere, rolurile aveți, titlurile nu sunt bune, că și eu m-am judecat. Până la roluri, până la titluri, trebuie să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Că hârtia spune cât spune, dar nu spune tot. Cred că știți bine mai bine care e. Oricare membru de familie care poate ajuta cu informații corecte. Oricare. Că nu putem aduce un bătrân de 90 de ani, de 80 de ani sau un scaun din rotini, doamne ferește. Nu mai trece prin lui, trece în fiecare direct, dar dacă nu bucata asta să stai și tatăl meu. Dacă este titlul, se face pe titlul de proprietate și ceea ce poate deci de la început. Deci se face succesiunea gratuită. Noi măsurăm, identificăm, trecem pe cine trebuie să trecem acolo. Apare dacă nu e titlul, dacă e titlul corect, punem, corelăm titlul cu ceea ce se întâmplă în teren. Corectăm dacă e de corectat ceva și avem baza titlului de proprietate, pe extra certificat de funcțiară. Cu acele ajungeți unde trebuie și vă vorbim cu fiecare. Ei se face titlu. Deci nu fac dumnealor titlu. Care în sarcina noastră după aceea, după ce se termină măsurătorile, în baza extraselor, în planul parțial și ce mai avem, e mult mai ușor. E doar o chestie de timp și de formalitate să face referatele către Comisia Județeană care duc spre completarea acelui titlu de proprietate. Tot. Ți-am spus, nu rămâne un centimetru neidentificat cu proprietar, deținător sau ce-o fie la corp. Deci noi trebuie să ne închidem pe cât are orbele. 5.000 și ceva de hectare. Ei, alea 5.000 de hectare trebuie să rezolte la urmă de măsurători. Nu sunt niciun cultor. Eu o să urmăresc site-ul primăriei, urmăresc rețele de socializare, ascultați ce spun oamenii în biserică și în grupurile care mai sunt. Pot să ținem legătura cu voi, am răspuns. Deci acolo presentat am. Exact, exact, dar nu mai să fiți receptivi. Da. Da, da. Dacă mai sunt alte probleme de vorbit. Domnul inginer. Ah, ok. Dacă nu mai sunt, noi vă mulțumim, mergem și la scurta. Deja mergem, deja.